Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre uniformă, pentru că am făcut acum mai bine de un an și jumătate un videoclip în care am trâncănit despre comunismul din școli. Nu cred că s-au schimbat prea multe de atunci, poate am trâncănit prea mult sau prea puțin în videoclipul ăla, poate am deraiat unele subiecte sau am aberat, chiar nu mai țin minte ce am discutat atunci în mare parte. Puteți să vă uitați voi la video ăla să-mi spuneți dacă am... Uh, aberat sau nu. Dacă l-ați mai văzut și mă repet, puteți să derulați, nu este nicio problemă. O să fac o serie în care o să discut despre minusurile sistemului ăsta de în învățământ. Pentru că să las și eu aici aboștinire cu părerea mea despre cum a fost la școală. Trebuia să fac videorile de genul ăsta mai de mult. Am mai vorbit pe live-uri despre, dar las și ca videoclipuri de-astea mai multe și mai scurte ca să rămână pe YouTube. Vreau să împărtășim amintirile noastre neplăcute cu sistemul de învățământ aici în secțiunea comentarii. Așa că vreau să îmi scrieți și voi dacă la fel este și în școlile sau liceele unde învățați voi sau ați învățat. Sau urmează să învățați. Deci, să începem cu uniforma ca și prim episod despre comunismul din școli. Poate pentru niște o chestie banală, dar nu este deloc o chestie banală. Este efectiv un simbol al comunismului. La noi în țară mă refer. Strict la noi în țară. Știți că în România comunistă, elevii tot așa, trebuiau să poarte toți uniformă, să învețe toți zdravă, ceea ce nu e un lucru rău să înveți, dar mă refer aici la aspect. Toate blocurile se construiau exact la fel, toată lumea trebuia să aibă aceeași mașină, mașina universală pentru România Dacia 1300 pe care o reparai cu puțină sârmă, un ciocan și câteva cuie, eventual și un patent. Din păcate comunismul a rămas în România și de asta nu putem să evoluăm parcă mai rău ne ducem spre evul mediu. Noroc că suntem membri în Uniunea Europeană, că altfel era o țară extrem de înapoiată și probabil la noi era mai rău ca în Republica Moldova. Că nici acolo situația nu-i prea roz. Deci, despre uniformă. Probabil că la voi nu, se, nu este obligatorie uniforma, dar cunosc oameni, nu doar de la mine în zonă, la care uniforma a fost sau chiar încă este obligatorie. Ce ce mi se pare o prostie? Adică sunt școli și licee în București, unde majoritatea care termină liceele alea se duc la cele mai bune facultăți din țară sau din Europa, unde se intră cu medii de peste 9. Și cum a fost liceul ăsta de la mine din Urzicin, care este un oraș mic, cred că mai mic decât parcul Herăstrău în suprafață, era un uniformă obligatorie, într-un liceu în care se intră cu media 6, 57 Deci, poate chiar s-a mai scăzut un pic uh, media minimă de intrare. Nu știu că n-am stat să verific cu ce medii, hai că am dat și peste cameră. N-am mai stat să mă documentez cu ce medii se va intra acum la prestigiosul liceu din Urziceni. Cine e din zonă știe la care mă refer. Că sunt trei mari și late, unul agricol, unul tehnologic și unul teoretic. Bun. Să vorbim despre uniformă. Uniforma n are nicio treabă cu faptul că simbolizează ceva. Nu, este ca are ca scop să uniformizeze, să-i facă pe toți elevii să pară la fel. Recent am văzut la Starea Nației un reportaj despre o școală din București unde, totuși, te gândești, București, capitala, oameni mai luminați. În niciun caz, mai rău ca aici. Deci cazul unei școli în București în care cei de la conducere s-au gândit, hai să băgăm un nou regulament de ordine interioară. Elevii să poarte șosete albe, fetele să nu aibă voie cu unghii făcute, să fie date cu rimel Sau cu vreun alt tip de machiaj Fără cercei, fără îmbrățări Coliere, părul prins în coadă Exact cum îl am eu așa Niște reguli de-astea Absolut tembele pentru 2022, de -a care din păcate În continuare sunt aplicate în alte școli Dar culmea Marea majoritate Nu la Instituții de stat Prestigioase, nici de cum Ci la de-astea, în, în orașe mai mici sau chiar și la țară. Că, de exemplu, aici la țară, uniforma, cred că încă este obligatorie. Ce puțin când eram eu mic, aici era uniformă obligatorie, uniformă pe care nu puteai să-ți o alegi tu de unde voiai, că o găseai mai ieftină sau mai bună. Sau chiar amândouă în cele mai multe cazuri. Nici de acum trebuia să iei uniforma fix de la firma cu care avea școala contract cu croitorii respectivi. Absolut o stoarcere de bani. O uniformă cam piperată la preț și dintr-un material foarte prost, care, cum să spun, în maxim 2 ani se rupea și trebuia să-ți cumpere alta. O metodă de-asta, de consumerism așa, ca la mașini. Cumperi o mașină și după să se strice, după nu știu cât timp. Nu, chiar la telefon. Îți un telefon, în 3 ani nu mai e bună din mic bateria, nu mai poți să schimbi bateria că e capacul lipit și ți iei alt telefon. Cam așa și aici. Deci mi se pare o absolută tâmpenie. Chiar o altă tactică de ai mai stoarce pe elevi de bani, asta de la liceu e tactica asta, la un moment dat s-au schimbat culorile la uniforme. Cei care au intrat până în anul cu tare aveau uniformele de o culoare și din următorul an s-a schimbat. Dar au început să se facă uniforme de altă culoare. Cei care au intrat până în anul în care a mai funcționat, a mai fost în trend acea culoare la uniformă făcută cu contractul ăla, puteau să-și cumpere în continuare uniformă la mâna a doua, un sacou rămas de pe la altul, că era rupt la sub braț prin buzunare, nu mai conta. Ideea era să-l ai pe tine ca să nu se ia profesorii de tine. E, cum s-a schimbat culoarea la uniformă? Nu mai aveai voie, fiind din generațiile mai noi, care n-au punis când se roia vechea uniformă, nu puteai să scumperi din aia mai vechi. Trebuia să scumperi doar de asta nouă, că n-avea nimeni la mâna a doua, că era primul an atunci pentru aia. Ceea ce era nasol. Adică eu care, de exemplu, eram clasa 12-a, puteam să-mi iau în continuare uniformă, că era albastră deschisă înainte. Și cei care, să zicem, intrau a noua și au prins noua culoare la uniformă, nu avea voie să cumpere albastră. Trebuia neapărat mai neagră, mai închisă. Dar cei care au a 10-a, aveau voie să cumpere tot așa albastră. O tehnică de asta tâmpită de a lor, ca să îi facă pe ăștia, să mai... Aibă acolo cu contractelor cu uniformele foarte foarte urât și cam asta e treaba cu uniformele în general e clar e vorba de o conducere cam coruptă înapoiată sau chiar amândouă în cele mai multe cazuri un sfat pe care vi l-aș da eu că și așa noi românii nu mai suntem unici deloc adică până acum câțiva ani chiar până în pandemie bă când se întâmpla o nedreptate ceva sau un abuz lumea chiar și în stradă să ne gândim la cum a fost la colectiv cum a fost la. Uh, 10 august cu Dragnea care voia să scape de pușcărie și dădea drumul la pușcăriași Înainte de termeni care erau chiar periculoși unii dintre ei Nasol Și acum Nu se mai protestează pentru nimic S-a scumpit totul Abuziv E mai scump la noi în România ca în alte țări Unde traiul este mult mai bun Nasol Și Sfatul meu, hai să fim uniți încă de mici. Așa că, măcar voi ăștia care sunteți la liceu, că sunteți un pic mai tupeiști, nu mai sunteți de clasele mici, copiii lui mami și lui tati, să vă dau un sfat pe care unii l-au făcut la liceelor din orașe de-astea mici. Vaslui, Târgoviște, Bacău, adică nu orașe de-astea extraordinare în care să zici că acolo sunt numai oameni luminați, numai filozofi. Nu, orașe de-astea mici de până în 100.000 de locuitori, care cândva astea vor fi Numărul ăsta de locuitori va fi unul mare la cât se depopulează țara, că toată lumea pleacă când vedem cât de nasole e aici. La loile noastre, sfatul meu. Ești la liceu și școala te obligă să iei o uniformă de proastă calitate, care se rupe în maxim 2 ani, se decolorează la spălat și e așa, vorba doar de un contract al lor să vă mulgă de bani. Uh, Organizați-vă și voi elevii. Faceți un protest organizat, să zicem, faceți, nu știu, eveniment pe Facebook, grupuri de WhatsApp, de Telegram sau ce platforme folosiți voi. Decideți voi mai bine cum vă e mai bine. Să nu afle profe profesorii din timp sau chestii de astea. Din partea mea, faceți-le cât mai surpriză. Să nu veniți, să zicem, o săptămână, o lună fără uniformă. De exemplu, acum se termină anul, dar să zicem, pregătiți-vă din vară ca în septembrie să veniți în toată luna septembrie fără uniformă să vedeți dacă vă vor face sau nu ceva profesorii. Că dacă nu va mai veni nimeni în uniformă, da cum să vă exmatriculeze pe toți sau să vă scadă tuturor nota la purtare. Că în momentul ăla în care se întâmplă o chestie de asta masivă, chemați televiziunea, chemați ProTV-ul, mă chemați pe mine să fac vlog acolo dacă e... Trebuie să fim uniți, Ca altfel noi ca nație nu putem să progresăm. Dacă rămânem într-una dezorganizați, fiecare pentru el și, și mai rău în practici comuniste, nu o să ne revenim niciodată ca nații. Așa că uniți-vă și voi, faceți, faceți ceva să scăpați de uniforme. Măcar atâta, să vă fie și voi mai bine. Mai bagă unii că, domne, cu uniforma este bună, că nu mai este elevul dimineața. Ah, cu ce să mă îmbrac astăzi? Serios, eu care purtam aceeași perec de pantalon toată săptămâna, sâmbăta erau la spălat, până duminică se uscau și lunii purtam iarăși. Erau așa mai închiși la culoare sau a, maxim două perechi de aici câte aveam eu. Mulți suntem în situația asta. Acum probabil că mai sunteți unii care aveți șapte, o perechi de adidași de câteva fiecare. E, voi să vă duceți la școli private atunci ce căutați la alea gratuite. Oricum, ci că învățământul de stat e gratuit, dar nu este deloc gratuit. Uniformă în unele locuri de trebuie să o plătești și dai o grămadă de bani degeaba. Ești obligat să faci meditații cu profesorii tăi Nu cu alții că altfel ești ars la notă Oricum profesorii sunt foarte dracu Ca să lase pe cât mai mulți În situații cu origență să se facă Să facă pregătire cu ei la bate la fizică La ce materii mai sunt Practică pe care Cred că a avut și președintele De are atâtea case Mă rog, așa se zice că el are casele din meditații Puteți să căutați când că zicea el că așa În fine, nu cred eu că e așa în ei, dar mă rog Deci cum spuneam Hai să vă dau, uite, un exemplu foarte bun. Aveam un profesor de mate în a 10, 11 și 12 care numai din pregătirile pe care le făcea cu cei de la mine din clasă plus salariul de profesoară la noi la liceu, lejer peste 1000 de euro. Lejer. Mai era și directoare la altă școală, mai făcea pregătire și cu copiii de acolo și femeia de la o cucoană amărâtă de prin Moldova sau de pe unde era ea a ajuns să aibă dita mai căsuiu, dita mai viloiu, Într-o calitate de asta în care nimeni nu se aștepta să apară careva cu atâția bani, are mai mulți bani decât primări, decât cei de la conducerea localității. O nedreptate aș putea spune pentru că, și aici o să închei treaba cu meditațiile că o să las pentru un alt episod, uh, meditațiile astea pe care vă obligă profesorii să le faceți doar cu ei și nu cu alții sunt ilegale. De ce? Pentru că nu sunt impozitate, nu vi se taie chitanță, bon fiscal ca la magazin, Factură, nimic. Banii aia, câștigul lor, venitul ăla nu este impozitat, dar salariile părinților voștri sunt impozitate. E, meditațiile pe care le fac profesorii nu sunt impozitate. Banii pe care îi scot eu din YouTube, din donații, din membrii, din uh, vizionări, aia sunt impozitați, dar profesorii au meditațiile neimpozitate, netaxate, nenimic. Și facă toți banii în buzunar, te vedem după aia diferiți directori de pe la școli, dar astea nu foarte wow, care au niște căsoaie extraordinare și profesorii care sunt prin București pe la, sau prin Cluj, prin Iași, la un liceu de ăsta normal în care nu se practică metoda asta, au niște case modeste sau niște apartamente în blocuri vechi. Deci este o nedreptate, aș putea spune. Dar, revenind, eu sunt de că sistemul nostru de educație este vază. Faptul că avem câțiva olimpici, câteva zeci de olimpici, cât o aveam, pentru că asta e chestia cu care se mândresc unii, extrem de fudule așa. Domne, că noi avem cei mai mulți olimpici pe cap de locuitori sau de la sută, nu știu cât la sută din elevii noștri sunt olimpici sau din astea. Degeaba ai câț, câțiva olimpici, dacă ai câteva zeci de mii de analfabeți, de oameni care, de copii care abandonează școala. Ăsta nu este un progres. E ca și cum vorbești despre un spital în care zici, Doamne, am salvat de la moarte 10 oameni, dar alți 500 au murit. Sau, uite, în spitalul nostru s-au născut 20 de copii, am salvat de la moarte atâția, încă 20 de oameni. Și se moare sau pleacă oamenii cu sechele, cu ar praxisuri, cu... de mult mai multe ori. Cam așa este și treaba la noi. Un sistem bun de educație, un sistem bun de sănătate, în general. Cum să spun, la noi sistemul de educație era bun dacă, în loc să avem atâția olimpici și atâția analfabeti ca să fie așa două lumi total paralele în aceeași țară, sistemul nostru de educație chiar era bun dacă aveam un număr cât mai mic spre deloc de copii care abandonează școala. Că fără educație nu faci nimic. Și a nu se confunda școala din România cu educația, unde nu putem confunda nici biserica cu credința. Dar o să discutăm despre asta cu biserici într-un alt video. Dar, într-adevăr, la noi în școli nu se face educație. Educația pe care o avem, marea majoritate dintre noi, o avem. De la părinți, pentru că sunt cei șapte ani de acasă, mă rog, în cazul în care părinții își fac datoria, pentru că unii aveți părinți care nu vă oferi cei șapte ani de acasă și v-ați educat singur cum ați putut, ce v-au învățat alții mai mari, ce v-au povestit, și cu ce să nu faceți? Exemple de lea zoadă pe internet, cum v-ați documentat voi. Că să fiți serioși, școala trebuie să te pregătească să-ți poți alege o meserie. E, ajuns să termini școala, liceul, după te gândești ce fac cu viața mea. Și majoritatea de-asta au plecat din, din țară. Nu i ajutat școala ca să exceleze în vreun domeniu, să-și găsească o vocație. Și au plecat în afară la niște joburi. Nu de-astea prestigioase, cum ar fi profesori universitar sau cercetător. pur și simplu slujbe de astea modeste, care acolo sunt mult mai bine plătite cât joburile premium din România. Așa că hai să începem și noi să ne organizăm, Bă, nu știu, nu mai suntem uniți deloc ca nație, de asta nu progresăm. Refuzăm să fim uniți ca nație, ca popor, că da, suntem o comunitate, să fim uniți și ne cufundăm în când mai multe practici de-astea comuniste care ne trag înapoi în anii ce au trecut și au fost dezastruoși. Așa că, voi cei tineri, dacă aveți tot așa abuzuri în școli, uniți-vă și protestați împreună. Aveți vreun profesor care vă obligă să faceți pregătire cu el, nu mai veniți la ora lui. Ce o să fac? O să vă pună absențe la toți? Dacă o să ajungă să vă scadă la toată clasa, nu te la purtare pentru chestii de genul, Există televiziune, că pentru chestii de asta e scandal, imediat vine televiziune. Dacă este și prizonă pe la mine, vin și eu să fac videoclip acolo, să postez pe internet să-i fac de cacao. Și în mediul online, nu doar pe cel de pe TV. În fine, cam asta ar fi treaba cu uniformele și ce sfat vă dau. Uh, Spuneți-mi despre ce aspecte de astea nasoale din învățământ ați vrea să vorbesc în videoclipul următor. Despre profesorii cu meditații, despre... Hmm, ce probleme ar fi. Lipsa de pregătire a profesorilor sau despre bullying, despre măsuri care nu se iau în vigoare, despre diferite privilegii pe care și le dau ăștia de pe la conducerea educa sistemului educațional din România, scrieți-mi în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă am părut cam arogant sau cam tupei sau cam nervos în video, așa vorbesc eu în general. Eu de felul meu așa, asta e starea mea că sunt calm. Dar dacă tot așa aveți experiențe nasoale din școală, puteți să mi le scrieți în comentarii, vă aștept părerile și cam atât. Pe data viitoare! Ceaules tuturor!